Bună dimineața! O zi plăcută și cu important folos sufletesc sau intelectual. Sunt niște lucruri care au rămas nerezolvate acum și vrem neapărat să le dăm de capăt. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Chiar și succese recente sunt de domeniul trecutului pentru voi. Acum vă interesează viitorul apropiat, dar mai ales cel pe termen mai lung. Ați putea primi o veste din partea cuiva care a analizat o propunere a voastră și are cum să vă dea răspunsul sau să vă facă o contrapropunere. Taur, vă priesc zilele petrecute undeva la drum, într-un peisaj care vă inspiră să găsiți răspunsuri la întrebările voastre. Se anunță un an al marilor drumuri pentru voi. Pentru studii, pentru muncă sau numai pentru sufletul vostru, să vă împliniți un vis. Gemeni, consiliul de familie, un tet-a-tet cu partenerul de viață pe teme financiare, mai ales despre finanțarea unei afaceri eventual. Traversați o perioadă solicitantă și tocmai de aceea merită să vă bucurați din plin de clipele petrecute alături de cei dragi. Rac, v-ați convins poate că activitatea fizică vă ajută să vă întrețineți sănătatea și vă bucurați că se anunță o întâlnire într-o sală de sport împreună cu colegii. Sau sunteți acum atrași de o formă de activitate fizică sportivă care până de curând vă lăsa indiferenți. Leu, după o lungă perioadă aglomerată, doriți să vă relaxați, să recuperați timpul pe care nu l-ați putut petrece împreună cu cei dragi. Pentru cei singuri ar putea reveni acum o mare iubire din trecut și acum sunt bune șanse să rămâneți împreună până la sfârșit. Fecioară, imaginația și inspirația sunt la cote ridicate astăzi. Mai puțin rațional sau logic, aveți presimțiri sau intuiți de care poate veți ține cont pentru zilele care urmează. Este momentul să treceți la acțiune, să faceți ce vă spune inima. Balanță. Distracție sau relaxare ar putea însemna astăzi pentru voi și să dați o raită pe la magazine. Sigur găsiți ceva frumos să cumpărați pentru voi sau pentru casă. Este o zi în care v-ați bucura să o petreceți alături de familie, cu prieteni buni. Organizați poate o mică petrecere acasă la voi, o întâlnire, o revedere. Scorpion. Ați putea socoti drept noutate revenirea cuiva în viața voastră. Stați la sfat cu o persoană care a văzut multe la viața ei sau poate aveți parte de o întâlnire cu un vechi coleg și se desfășoară plăcut, mult peste așteptări și mai ales vă poate influența planurile pentru perioada care urmează. Săgetător, simțiți nevoia de odihnă după o perioadă aglomerată, dar nu vă permiteți acest lux până când nu lăsați totul în ordine. Planuri ambițioase pentru a cumpăra ceva sau pentru a începe o afacere. Deținut apetitul sub control, câteva zile încărcate, la rând, peste măsură, pot afecta ficatul. Capricorn, se poate să se umple casa. Este ziua voastră și este petrecere mare sau se anunță rude ori prieteni de la drum și aveți multe să vă povestiți. Se poate să ajungeți și la capitolul afaceri, oricum sunteți interesați de oportunitățile care vi se prezintă. Vărsător, este momentul potrivit să faceți puțină ordine în gândurile voastre, să analizați direcțiile în care vă veți concentra timpul și eforturile, să vedeți dacă merită într-adevăr aceste eforturi și dacă nu cumva pierdeți altceva important, în plan familial sau poate al sănătății. Pești, este o zi bună în care să consolidați o prietenie sau să primiți un sprijin ferm pentru acțiuni ale voastre viitoare. Ar fi bună o ieșire cu prieteni, pentru că este atmosferă caldă, liniștită și veți putea afla răspuns la unele dintre cele mai arzătoare probleme ale voastre. Să avem o zi bună!